Cei patru bulgari morți în accidentul de sâmbătă noaptea în apropiere de Șelimbăr au fost identificați. Polițiștii spun că nu exista niciun grad de rudenie între ei și aveau vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani. Printre ei se afla și mama fetiței de 4 ani, singura care a scăpat cu viață din mașina distrusă. Cei patru bulgari morți în accidentul de sâmbătă noaptea în apropiere de Șelimbăr au fost identificați. Polițiștii spun că nu există niciun grad de rudenie între ei și aveau vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani. Printre ei se afla și mama fetiței de 4 ani, singura care a scăpat cu viață din mașina făcută zob. Imediat după accident, fetița de 4 ani a fost transportată de urgență la spitalul Luther. Medicii spun că nu a avut nicio zgârietură, însă a fost speriată. Polițiștii au reușit să o identifice. Toți cetățenii de naționalitate bulgară care au decedat ca urmare a accidentului rutier produs pe drumul național 1 au fost identificați. Cadavrele au fost transportate la medicina legală Sibiu în vederea necropsiei. Fetița care a scăpat din accident a fost transportată la spitalul de pediatrie Luther din Sibiu. Mama acesteia a fost una dintre victimele care a decedat, iar tatăl fetei a externat-o din spital. Se pare că cetățenii bulgari l-au rugat pe bărbatul din Arad să-i ducă până la graniță. Datorită unei avarii survenite autoturismului cu care se deplasau, în zona localității Arad au contractat un alt autovehicul care urma să-i transporte până la granița României cu Bulgaria, respectiv la Giurgiu. Mai mulți aparținători ai cetățenilor bulgari morți în accidentul de pe DN1 au venit astăzi la Sibiu pentru a lua acasă sicriele cu trupurile neînsuflețite.